din curtea părinților mei, tai un lăstar de trandafir. Acest lăstar îl împart apoi în butași cu lungimea de 10-12 cm. După această operațiune, îndepărtez una câte una frunzele de la bază, lăsând doar frunzele din partea superioară în sensul de creștere al butașului. Ușor și cu grijă le îndepărtăm fără a răni butașul, adică fără a-l decoji de partea cu coajă. Aceasta trebuie să rămână intactă. Formez un mănunchi și am ajuns la finalul procedurii. Urmează să le pun în apă. Butașii pe care i-am tăiat acasă și am format, îi pun la înrădăcinat în vase cu apă. În aceste vase vor rămâne timp de minim o lună de zile, după care îi voi muta în substrat cu pământ. Înfășurarea bazei în care sunt puși trandafirii, în speța a borcanului, cu un tricou negru, cu o cârpă neagră, va menține o luminozitate scăzută care va favoriza producerea de noi rădăcini. Am să le las înfășurate în această cârpă, în acest tricou vechi, până la formarea noilor rădăcini. Abia atunci voi îndepărta tricoul și voi scoate fiecare lăstar și îl voi pune într-un vas cu pământ. Vechi și au început să apară noile frunze. Aceste noi frunze constituie noile elemente cu care butașul nostru se va dezvolta. Vedem și aici. Uitați și sus. Haideți să desfacem legătura să vedem dacă au apărut și rădăcinile. Am desfăcut legătura și examinăm borcanele. Și observăm că nu au apărut încă rădăcinile. Este încă prea devreme, trebuie să mai așteptăm cel puțin o lună de zile. Dar, așa cum v-am arătat, deja noile frunze, noile organe ale plantei sunt în plină dezvoltare. Deci asta înseamnă că butașii noștri sunt perfect viabili. Și în curând vor apare și rădăcinile. După 30 de zile de când am pus butașii de trandafiri la înrădăcinat în borcane, observăm cât de bine se dezvoltă noi lăstari. Vor rămâne în continuare în borcan până la formarea de rădăcini. Asta cu siguranță se va întâmpla peste minim 60 de zile.